Vă salut, oameni buni! Suntem în 28 martie. S-a stricat puțin vremea. Sunt câteva nopți cu minus. Două nopți, mai precis, așa mi-arată. Și aici, pe partea asta, după cum știți după filmări, am cumpărat niște puieți de Evodia de la ferma Mizil și s-au prins câțiva. Acolo iar am încă unul. S-a prins. Da, sunt câțiva care s-au prins. Iar uitați, ăsta e mai măricel. Toți au fost aceeași dimensiune, da. Vedeți că la unii le-a mers mai bine, unii chiar. Păi aici nu s-a prins, l-am scos. Mai am aici unul. Asta este prins. Și dacă tot am discutat cu domnul Doru de Evodia, dânsul a vrut de anul trecut să-mi trimită, mi-a trimis anul ăsta. Ia uitați, puieții. Vă salut cu respect, domnul Doru. Gata, a ajuns coletul. Acum am apus să-l deschid. Eu sunt aici în atelier cu treabă. Tot e urât afară. Și ia să vedem ce mi-ați trimis dumneavoastră aici. Surpriză, surpriză, nu? Să vedem și cum au ajuns. Oho, văd și niște dopuri albastre aici. Bă, m-a zis că de degustat, domnul Doru. Păi v-a spus mintea de mi-ați trimis 4 kg. Cine ați trimis de asta? O, 4 litri. Mulțumesc frumos. Așa, să luăm ambalajul. Ușor. Super, foarte frumos. Gata, mă duc și plantez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh, mulțumesc frumos, sunt suficienți. Suficient, au ajuns perfect. O să-i îngrop, să-i plantez frumos. Și sper să dea rezultate bune. Ca ai dumneavoastră așa cum mi-ați trimis în filmare. Mulțumesc frumos și vă mulțumesc pentru palincuța asta sau ce mi-ați trimis dumneavoastră. Ia să vedem. Oh, ce frumos miroase. Nu pot să gust că vreau să plec puțin cu mașina. Dar o să gust diseară. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Sănătate multă. Astăzi venisem să-i plantez. Dar dacă am văzut că sunt vreo două nopți cu minus, la noapte la minus 1 grad așa și mâine noapte pro minus 4 mi-a arătat pe telefon. Îmi pare nu pot să-i plantez că mie că ia gerul ăsta. Ia uite așa frumos e ăsta, cât de mare a crescut. Asta s-a prins bine. Evodia. Da. Caisul, ăsta cireșul, a înflorit și el, ăsta mai timpuriu. Dar cred că nu o să rămână nimic. La minus 4 grade cred că le ia. Caisii, nu cred că rămâne nimic nici din ăștia. Cred că și astea o să cadă. Ia uitați. Nu cred că o să rămână mai nimic. Din ce înmugurit și înflorit. Părul aproape stă și el să înflorească. La stupină n-am apucat nici să extind. Am extins doar câțiva. Și am văzut că se schimbă vremea și am stat pe loc.
ei normal ar fi trebuit să le bag acum, să extind, dar văzând astea două nopți cu minus, am stat pe loc să treacă valul ăsta de frig, după care intervin cu extinsul cuibului. Rândul ăla de acolo l-am extins și cu ăsta. Restul ăștia de aici nu i-am extins. M-am oprit. Așa că nu îndrăznesc să plantez acești copăcei de vodia. Și o să mă duc să-i bag acum în solarel acolo la răsadurile lui maică mea. Să stea și puțin la adăpost. Până trec astea două zile. Trei. Dacă văd că se încălzește noaptea, nu mai e cu minus, îndrăznesc să-i plantez. Să-i pun pe aici, să fac o umbră și să înflorească, să aibă albinuțele ce să recolteze. Am ajuns aici la solarel. Aici părinții mei a plantat și au sădit ceva aici, au semănat, au pus la alveole. Uitați că deja aici a început să răsară ce a plantat. Și pe acolo. Și am să-i pui și pe ei aici. Să stea la adăpost. Așa. Bun. Așa, aici e adăpost în solar. Să treacă nopțile astea și pe urmă îi plantez. Uite. În atelier astăzi, că a fost mai frig așa, am făcut masca asta de ghiuvetă pentru acolo la baie. Apropo, să vă mai arăt ce am mai făcut pe aici. Terasa am închis-o cu plasă, insecte. Haideți să intrăm și aici înăuntru să vă arăt. Aici am făcut puțină ordine, unde am ramele depozitate, o să le introduc acum prin stupi la extindere. Mi-am adus dozatorul de apă aici. De fapt, soția a făcut puțină ordine. Ea le-a aranjat. Birou aici unde o să transvazez. Ramele. Și ceva interesant, am fost la un prieten de-al meu, la Roberto și Ana Paresi, Muntenia Queen, și am văzut sistemul acesta la ei și mi-a plăcut și l-am, deci foit, ramele cu foiță, ca să stea așa pe vertical, să nu stea pe orizontal, că eu le puneam invers, așa cum sunt astea depozitate. Și se mai curbează puțin ceara pe aici între sârme. Așa, câte 10 făcute pachet. Ia uitați. Da? Și depozitate așa. În momentul când iau de introdus, iau cât un pachet ăsta de 10. Câte 10 rame. Și foarte frumos se așează. De asta e bine să mergem să... Am furat o idee de la prietenii mei, Roberto și Ana Paresi. Aici am mai depozitat soția puțin nuclei de împerechere. Așa, să intrăm puțin și în terasă. Aici în terasă am adus o măsuță, asta de lipit foițele, îl am aici, pentru că soția lipește la foițe aici. Astea sunt ramele, foițele. Aici am pus o poliță cu ceva cărți despre apicultură.
Am o carte veche de la un prieten stupar care pare rău, nu-i mai rețin numele, Călăuza stupărului, din 1936. Dacă se uită acum la filmare, rog să îmi comenteze dacă... că eu nu mai rețin numele. Cine mi-a dat această carte? Foarte valoroasă. Îmi plac așa cărțile astea mai vechi. Da, și am venit să montez aici, în baie, dulăpiorul. L-aveam închis aici. Să fac aici dulăpiorul ăsta să pun ghiuveta. Da, foarte frig. Ia să vedem cât e, cât avem temperatura. Undeva la 7 grade. Am văzut că sunt câteva albine care și pe vremea asta mai ies că după apă. Uite, chiar la stupul ăsta de pe cântar. Anul acesta polen n-am recoltat până acum deloc. Curcodușul e cam la maxim înflorit. Ieri am pus colectorul la ăsta și am recoltat așa într-o jumătate de oră două linguri de am gustat și eu polenul ăsta. Sper să nu rămân cu alea două linguri. Prunul stă și el să înflorească. Ia uitați, plin de boboci. Dar sper să ne afecteze gerul ăsta. Nu știu. Voi ce spuneți? O să afecteze la minus 4 grade? Acum depinde și câte ore va fi de ger. Dacă țină o noapte întreagă. Asta e un cireș care înflorește puțin mai târziu, dar văd că și ăsta a plecat. Cam toți sunt plecați să înflorească. A fost mai cald. Cais n-a rămas mai nimic în el. Mary. Ia uitați, a început să vadă și la ăștia bubucei. Foarte frumos, foarte bine se lucrează și se îngrijește pe gazonul ăsta artificial. Soția a început să facă ordine și pe partea asta. Și deja am comandat încă 10 metri, adică până unde este pus pe partea dreaptă. Să pun și pe partea asta că sunt multe bălării care cresc și rugi și ia uitați. Păpădia a început să îmbobocească și asta. Da, să fac curățenie și pe partea asta. Ia uitați cât a strâns soția de aici din uscătură, din marginea asta. Și de la primul rând. Nu am mai avut ce să vă filmez, pentru că am avut foarte mult de lucru aici. La stupi. Nu am avut activitate mare așa, am mai stimulat de două ori cu sirop. Așa și... N-am avut activitate la... Am mai tras un cablu, uitați că se vede pe aici. Tocmai de acolo de sus, de la casă și am adus internet aici. Acesta e routerul. 150 de metri, cam așa am până acolo. Am tras un fir și acum am internet și aici în stupină, Wi-Fi. Ia uitați ce activitate are asta. Ce o tati, ține-ți frig?
că eu am două bluze pe mine și tot îmi este frig. Asta e G10. Dar am văzut că numai G10 lucrează. Uitați, aici am un S10. Aici un Elgon de la Belciu. Apă. Au nevoie de apă. Au mare nevoie de apă. Și asta le împinge să iasă. Altfel n-ar ieși. Ăsta deja s-a dus în 10 rame. Dadant. Ia să vi-l arăt așa. Să-i dau puțin capacul jos. S-a dus în 10 rame pentru că nu i-am scos, nu l-am restrâns. E full. Până aici în spate. Full. Asta avea deja pe 5 rame când m-am uitat ultima oară la el. Avea deja 5 rame, cam 3 sferturi așa de ramă cu puiet căpăcit. Majoritatea sunt în 5, 6, 7 rame de puiet. Aia care au rămas în 6, au pe 6 rame. Dar tare curios la ăla, pe 10. Mai am câțiva pe aici. Un chiar ăsta de aici. Nu, ăsta verde. Ăsta de pe cântarul ăsta manual. Ia să vedem cântarul ce zice, a fost echilibrat. A fost echilibrat, acum dă cu plus așa, pe 100 de grame. Da, 100 de grame. Ieri a fost, ieri de dimineață. L-am echilibrat eu. Da, păi bun, oameni buni. Abia aștept să revin în acțiune, să înceapă lucrările mai serioase. Eu le pun așa pe lângă picioarele la stopi. Uitați. Și mă vin cu găleata și le adun și le bag la topitorul solar. Să revin așa în activitate mai calm, la extinsul cuibului, la acum când văd vremea asta că s-a stricat, nu prea îmi convine, dar asta este, trece și prin perioade de astea. Bun, sănătate și numai bine, ne revedem la următorul filmuleț.